Salutare, prieten! Poda dermatita la iepuri apare de regulă de la umezeală, de exemplu dacă stau în urină sau dacă stau pe gratii de fier sau lemn și pe deasupra nu au nici spațiu de mișcare mare. Mai frecvent este la rasele mari, cum ar fi uriașul german sau berbec german, dar se poate întâmpla asta și la rasele mijlocii. Tratamentul care a dat roade la mine este unguentul Mibazon, cu care trebuie tratat bătătura de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de 2 săptămâni. Când ați început tratamentul pentru vindecarea bătăturii, este foarte important să puneți paie în cușcă, paie uscat și să schimbați în fiecare 3 zile. Unii iepuri sunt mai slabi și genetic și necesită mai multă atenție ca să nu ajungă aici. După ce ați dat cu unguent talpa piciorului, să mai țineți câteva minute în brațe urecheatul, că dacă puneți înapoi în cușcă, o va șterge și nu își va face bine efectul și se va vindeca mai târziu. Eu am grijă de cuștile urecheaților să fie curate, dar se întâmplă și la mine. O dau la un iepure 2 pe an ca să ajung aici. Mai ales că acum am fost plecat din țară și s-a ocupat altcineva timp de 2 luni de ei. Și s-a întâmplat și mie să găsesc această femelă berbec, având bătături sângeroase, care sângerau. Și acum am început de 2 zile să tratez cu unguentul acesta. Și peste 2 săptămâni deja va fi vindecat. Deci încercați să nu aveți umezeală în cuști, ca să nu ajungeți în situația asta, că nu este chiar așa de ușor de vindecat. Sunt și spray-ul în acest sens. Eu am încercat și cu spray, dar unguentul acesta Mibazon, asta mi-a dat roade și asta vă recomand să încercați și voi. Vă doresc baftă și ne auzim cu bine.